dat jullie strengens weet het door je. Ja, want ik kom in het juiste moment en ik heb eerst een poets in afval. Dat ik hem al over zijn bij een poële communistie. Ik heb doel als je wifi deportat. De systeem. Da. Daar moet je veel mensen. Că, nu, sincer, la noi în Olanda fi greu să înțelegi că eu încă trebuie să mă tem, înțelegi? Că eu în 2008-2009 mi-a fost încă frică să mă întâlnesc cu prieten că susțin ideea Basarabia Pământ Românesc să nu pot să vorbesc liber despre. E pur și simplu ideile mele. Eu cred că cum eu văd istoria, este persoana corectă și pentru mine a fi indiferent olandez sau moldovan sau român sau rus, toți au dreptul de părerea lor și eu ca străin. Aici este... Cum vă spune dumneavoastră? Emil. Emil, da? Poate să știți un singur lucru. La nivel de instituții aici, ele sunt controlate de Federația Rusă. Asta e declarativ, e viitor. Steaguri, chiar că asta să nu credeți deloc. Toate cadrele astea sunt, mă zic, cadre vechi, controlate bine de dânsii și ei n-au schimbat nici cu iota aici, vă zic, direcție. Ei nu merg în Uniunea Europeană, deocamdată, declarativ, da, ca să mergi în Uniunea Europeană, trebuie la nivel de cadre să facă o reformă totală, dar ei nu vor să facă asta. Da, problema este cu conducerea comunistă, Moldova niciodată a putut să intre, pentru că ei sunt... Dar nimeni nu face, nici astăzi nu s-au făcut schimbări serioase în orice sistem, judecătoresc, poliție, acolo sunt cadre... Merge greu, eu cred că Alianța măcar încearcă să merge spre cala bună, dar nu... Asta, problema este că cadrele și cum asta, că s-au format, nu se schimbă așa... Se schimbă, dar ei nu vor să schimbe. Într-un not. Nu, dar Alianța nici nu are cadru să conduce orice instituție de stat. Asta e problema. În perioada comunistă, zicem, toată poliția, tot ce s-au fost... Emil, la modul real, în Republica Moldova sunt... imperialiști ascunși. Dacă comuniștii erau imperialiști deschiși, deci s-au ascuns. Ei n-au nicio intenție să se desprindă de Rusia real. Nici o intenție. Dacă nu o să vină o generație mult mai avansată și mai dezvoltată și mai occidentală. Acum noi... Problema este că până la ziua de astăzi cresc copiii în Moldova că școala încă nu învață limba română. Emil, eu trebuie să mă duc să fac reportajul, ieșim după aia în oraș.